Știți bine că oamenii au foarte multe frici. Unele am zice că sunt justificate, altele sunt de-a dreptul, să recunoaștem, ciudate. E adevărat că la fel de ciudată este și modul în care sunt definite. Am stat să mă gândesc, am și citit, m-am documentat în direcția asta, să văd care ar fi câteva dintre cele mai ciudate frici și terminologia în care sunt definite. Deci, există, de exemplu, o frică care se numește tipanofobie. Și dacă vă spun despre ce e vorba, sunt convins că majoritatea de aici aveți problema asta. E frica de seringă, de ace. Da? Probabil că atunci când vedeți acel obiect minunat, cu care trebuie să fii vaccinat, cu care trebuie să urmezi un tratament. Întotdeauna, să știți, există asupra mea o presiune puternică când trebuie să fac câte o injecție și când văd efectiv cum, știți, se apropie de mine. Încerc să o țin la distanță, dar nu reușesc. Trebuie să recunosc că am o frică mare, mă pocăiesc, mă lupt cu ea, dar la mine, să știți că e justificată, vine din copilărie. Adică eu am prins epoca, preistoria seringelor, acelor. Pe vremea aia nu exista seringi din astea de unică folosință. Era una pentru tot, satul. Și vreau să vă spun cum era procedeul. Adică îmi dădeam eu injecție, după aia mergea la vecinul. Și era un proces de sterilizare prin fierbere, jumate de oră. Acum, de regulă, nu începea cu mine, că eram vreo 5-6 tot timpul bolnav în sat. Răceli, cu ce se trata... Pe vremea noastră, vorbesc de anii 90, cu Sfânta Moldamina, dacă ați auzit de ea. Domnul să vă păzească de ea. E una dintre cele mai dureroase injecții pe care poți să le primești. Ați în minte că era un procedeu absolut barbar, aș zice, pentru anul 2023. Aveam un fel de, din ăsta, de vaccinator de serviciu. Nici n-avea studii în domeniu, să ne înțelegem. Dar el le dădea injecții la cam toți din sat. Era din satul vecin, țin minte. Și când venea la noi acasă, eu intram undeva ghemuit în pat și efectiv în locul acela unde eram și vaccinat de regulă în bucătăria casei noastre, omul ăsta jumate de oră fierbea seringa aia, o steriliza. Și o stăteam, așteptam jumate de oră să-mi dea injecția aia. Vreau să vă mai spun că avea și un chip foarte angelic. Zicea că e Iosef Mengele de la Auschwitz. Îngerul morții, jumate de oră eram efectiv... întrepidații. Am avut problema asta, o am și când văd de regulă un ac, seringă, wow, zic Doamne ajută și cred că unii de aici. Da, există genul ăsta de frică, poate unii au, poate că nu. Dar haideți să vă spun că mai există și o altă frică, se numește ergofobie. Eu vă spun că cei mai mulți români suferă de asta. Știți ce înseamnă ergofobie? Frică de a munci. Știți că există oameni cărora le e frică să muncească. Nu știu de ce, dar au frică asta. Ei, dacă există și ergofobie, vreau să vă spun că există și gamofobie. Frica de căsătorie. Ia auziți. Deci acum, din seara asta, te duci cu un diagnostic acasă. Nu știu ce ți-a vorbit Domnul, dar știi, Domne, am frică asta. Și mă rog ca Domnul să o vindece. Acum să zicem că scap de frica asta de gamofobie, frica de căsătorie se rezolvă într-un singur mod. Te căsătorești. Închizi ochii, în credință, Doamne ajută și vezi ce e după aia. Dar dacă treci de frica asta numită gamofobie, frica de căsătorie, s-ar putea să ai o problemă după aceea. Când mai vine o frică, se numește, am repetat de 5 ori cuvântul, nu mi-e nici acum, sper. Se numește penterafobie, frica de soacră. Mai există și o altă frică foarte larg răspândită. Eu le-am luat pe cele mai reprezentative pentru poporul român. Se numește decidofobie. Adică sunt oameni cărora le este frică să ia decizii. Să ia decizii în viață. Acum vreau să fac câteva precizări în partea asta introductivă legate de frică, pentru că este subiectul major pe care vreau să-l abordez în seara aceasta. Dragii mei, frica nu este ceva natural. Noi, dragii mei, dacă vreți, în setul din fabrică, noi nu aveam problema asta. Pentru că, dragii mei, frica nu e ceva natural primit la creație. Ea apare, dacă vă uitați în cuvântul Dumnezeu cronologic, frica apare după căderea în păcat.
Vă duceți aminte când Adam îi spune lui Dumnezeu, Dumnezeu care îl caută pe om, îl strigă pe om și zice Adam, Doamne, zice, ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și iată, dragii mei, apare prima dată în istorie cronologic vorbind frica. Și noi vedem că această frică nu este ceva natural, nu-i prin creație. Ea este o consecință a căderii omului în păcat. Pe de altă parte, dragii mei, Dumnezeu a îngăduit ca această frică să poată să fie canalizată într-un mod constructiv și anume, există o frică pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, a pus-o în noi, dacă vreți, pentru ca noi oamenii să putem percepe anumite pericole. Se numește instinctul de autoconservare. Adică nu o să te arunci de la etajul 5 să vezi dacă legea gravitației funcționează. Vei avea în mod natural în tine o anumită frică, o anumită reținere. De ce? Pentru că frica aceasta poate să acționeze ca un instinct de autoconservare. Și în plan fizic, scopul ei, dragii mei, este să ne țină la distanță de pericole și, bineînțeles, în siguranță. Acum însă, mai este o a treia precizare pe care vreau să o fac. Frica, dragii mei, trebuie să aibă întotdeauna un obiect, să se raporteze la ceva, la o cauză pentru a fi justificată. Putem astfel să categorisim sau să catalogăm frica după obiectul sau după cauza ei. Dar vreau să precizez, există frici justificate și există frici nejustificate, cele mai multe din ele sunt absolut imaginare. Și o frică, dragii mei, ca să fie justificată, trebuie să fie întotdeauna reală, iminentă și, bineînțeles, să se raporteze la un obiect concret. Acum, sunt câteva statistici pe care vreau să vă le dau în zona aceasta. De exemplu, statistic vorbind, ai șansa. Acum, nu ne-i fi tu ăla care extragi numărul norocos de la 6 din 49. Dar vreau să vă zic, există șansa de a fi atacat de un rechin. Știți care e raportul? 1 la 3,7 milioane. Statistic vorbind, ai șansa să fii vizitat, cercetat de un rechin. Și din cauza asta, să știți, milioane, zeci, sute de milioane de oameni nu intră în apă. Pentru că le este frică, pentru că e potențial 3,7 milioane de cazuri. Pe de altă parte, există o altă chestie statistică. De exemplu, adică statistic vorbim, șansa de a fi atacat de un urs. Deși cred că România statistica asta e mult mai mare, dar asta e la nivel global. Frica de a fi atacat, de exemplu, de un urs este de 1 la 1 milion. Și să știți că există oameni, și cunosc oameni, care nu îndrăznesc să meargă în pădure pentru că se tem că se vor întâlni cu ursul. Vreau să vă dau o veste bună, ursul vine spre Oradea. Îi particip în comunele limitrofe. Vă rog să citiți Bihoreanu. Deci dacă nu mergem noi la el, vine el la noi. Așa că poate ne te vom întâlni într-o bună zi. De asemenea, auziți, statistic vorbind, ai șanse mai mari să fii lovit de un fulger. 1 la 600.000 de cazuri decât să se prăbușească avionul cu tine. Și sunt foarte mulți oameni care nu călătoresc cu avionul pentru că le este frică. Statisticile acestea spun ceva. Întotdeauna, dragii mei, vorbesc despre realitate din spate. Însă, dincolo, dragii mei, de aspectul acesta statistic legat de frici, de faptul că ele sunt un lucru pe care noi îl experimentăm, îl trăim, stări cu care ne confruntăm, mă uit în această seară împreună cu dumneavoastră în Cuvântul lui Dumnezeu și îl văd pe Gedeon trăind într-o vreme, într-o generație care pur și simplu este copleșită de frică. Și dacă vă uitați cu atenție, dragii mei, frica trece granițele. Frica de foarte multe ori este aici și dintr-o dată merge în altă parte, cumva circulă într-un mod sau altul. De ce vă spun asta? Cu câteva generații în urmă, dacă vă uitați în Cuvântul lui Dumnezeu, cronologic, istoric vorbind, poporul evreu când intră în țara Canaanului, oamenii din jur, popoarele din jur, sunt atât de îngrozite de evrei, care culmea, și interesant, n-aveau o armată profesionistă, n-aveau veste antitero, n-aveau F-16, n-aveau F-35 Raptor, n-aveau blindate, n-aveau nimic din toate acestea. Aveau un singur lucru însă, pe Dumnezeu. Și când Dumnezeu este cu tine, frica nu-i mai în tabăra ta, ci în tabăra cealaltă.
Ceea ce este, însă, din păcate, tragic în istoria poporului evreu este că vine după generația aceasta o altă generație și o altă generație care zice Biblia că nu l-au mai cunoscut pe Dumnezeu. Se depărtează de Dumnezeu și Dumnezeu se depărtează de ei. Și pentru că Dumnezeu nu mai este cu ei, uitați-vă unde ajung lucrurile. Se ajunge, gândiți-vă, că acest popor de care alte popoare tremurau de frică, se ajunge, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca acest popor să ajungă ca de frică, după câteva generații mai târziu, să se ascundă pe unde apucau. Prin munci, prin crăpături, prin văgăunile munților, pentru că, dragii mei, nu mai era Dumnezeu cu ei. Și unde nu-i Dumnezeu, dragii mei, frica e la ea acasă. Frica vine neinvitată când Dumnezeu nu este prezent în viața ta. De aceea, dragii mei, Gedeon, gândiți-vă, e într-o perioadă, e în sezona poporului Dumnezeu, când știți cum veneau madianiții în Israel? Pe cum să duc românii pe luna august la Antalya, la All Inclusive. Știți? Veneau ăștia, zice Biblia, că se instalau cu corturile, făceau camping acolo și pe vremea când poporul evreu trebuia să culeagă roadele grânelor sau a lucrurilor pe care le cultivau, veneau ăștia să instaleau și auziți, erau la all inclusive, e pe principiu all you can eat, cât poți să mănânci. Cam așa făceau ăștia, ca românii noștri până în Antalya. Și gândiți-vă, zice Biblia, că poporul evreu, starea poporului evreu a ajuns foarte nenorocită. Acum, de ce vă spun asta? Pentru că acest tânăr despre care ne uităm în seara aceasta, despre Gedeon, el este format în cultura aceasta și este o cultură a fricii. Problema este că atunci când trăiești într-o cultură a fricii, în personalitatea ta, în dezvoltarea ta, în creșterea ta, se imprimă anumite lucruri. Și, dragii mei, pot să vă spun că anumite temeri, anumite frici în care noi creștem, mediul în care noi creștem, dacă părinții noștri proiectează asupra noastră toată ziua, ioi, ai grijă, ferească, Domnul, tu, nu, ai grijă, nu faci. Ascultați-mă, lucrurile acelea vor intra în personalitatea noastră, vor intra în structura noastră, în tiparele noastre de gândire, în rațiunea noastră, în acțiunile noastre. Asta se întâmplă cu Gedeon. Și vă uitați, dragii mei, că Dumnezeu îl prezintă pe Gedeon, un prim cadru cu Gedeon în istorie, este cu un tânăr care noaptea bate greul în teaz de frica madianiților. E un tânăr care, dacă vreți, se ascunde. În cultura aceasta, dragii mei, crește Gedeon. Acum, ce vreau să vă spun, dragii mei, că foarte multe din evenimentele din viața lui Gedeon, în care Gedeon este format de Dumnezeu, se petrec în mod interesant, nu ziua, ci noaptea. Se petrec nu ziua, ci noapte. Uitați-vă, Judecători capitolul 6 cu 25, în aceeași noapte, zice Biblia. Adică noaptea în care Dumnezeu se descoperă lui Gedeon, în noaptea, dragii mei, în care Dumnezeu îi se prezintă lui Gedeon și îi prezintă planul pe care el îl are cu Gedeon, zice Biblia, că în aceeași noapte Dumnezeu îl trimite pe Gedeon. Uitați-vă, Judecător 6 cu 27, Dumnezeu spune, dragii mei, că îl trimite pe Gedeon să dărâme în aceeași noapte, știți ce? Altarul care este închinat lui Baal și Astarte de către tatăl său și de către comunitatea în care trăia. Și zice Biblia că acest Gedeon se duce se duce noaptea de frica lui taică-so. Pentru că sunt anumite lucruri, dragii mei, care, uitați-vă, definesc cumva începutul slujirii lui Gedeon și care se petrec noaptea. Uitați-vă mai apoi, dragii mei, Judecător capitolul 7 cu versetul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu că momentul în care Gedeon se coboară în tabăra madianiților cu cei 300 de oameni, nu are loc ziua. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Judecător capitolul 7 cu versetul 9, Domnul a zis lui Gedeon când? În timpul nopții. Coboară-te, du-te în tabăra madianiților. Însă, dragii mei, ceea ce vreau să vă spun este acest verset, mai ales versetul 7 cu 9, marchează un moment de cotitură în viața lui Gedeon. Și îmi doresc din toată inima ca seara aceasta, dacă vreți, noaptea aceasta, să fie un moment de cotitură în viața ta. Mă rog, dragul meu, ascultă-mă, oricine-i fi, cu orice fel de frici, cu orice fel de temeri te-ai confrunta, poate în momentele acestea, mă rog din toată inima, în numele lui Iisus Hristos, ca aceasta să fie ultima noapte în care tu și cu mine mai stăm în tabăra fricii. Despre asta vreau să vă spun, pentru că Gedeon, dragii mei, aici petrece ultima noapte în tabăra fricii. Este pentru ultima dată, dragii mei, când Gedeon mai stă în defensivă. Este pentru ultima dată când Gedeon mai tremură de frica madianiților. E noaptea în care Dumnezeu schimbă viața lui Gedeon. E noaptea, dragii mei, în care se schimbă toate perspectivele lui Gedeon, pentru că, dragii mei, Dumnezeu are putere peste orice frică. Dumnezeu are putere peste orice temeri de ale noastre și în numele lui Iisus Hristos le putem birui, binecuvântat să fie Dumnezeu.
De aceea îngăduiți-mi în această seară să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat în acest fel, nădăjduiesc, sugestiv. Ultima noapte în tabăra fricii. Pentru că, dragii mei, noaptea aceasta în care Gedeon este îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, e noaptea în care Gedeon se duce în tabăra madianiților, este pentru ultima dată, dragii mei, când Gedeon mai stă în defensiv în viața lui. E noaptea, dragii mei, în care Dumnezeu schimbă cu radical și cu 180 de grade întreaga viața lui Gedeon. Ultima noapte în tabăra fricei. Mă rog din toată inima să fie și pentru tine ultima noapte în tabăra fricei. Mă rog în numele lui Iisus Hristos, dragii mei, să pornim în această călătorie temerară, în această călătorie plină de credință, prin care vom trece din tabăra fricii în tabăra îndrăznelii și a curajului. Dumnezeu să ne întărească, să ne dea curaj în această seară. Ultima noapte în tabăra fricii. Dar ascultă-mă, ca să părăsești această tabără a fricii, trebuie să ții cont de trei aspecte foarte importante. Prima din ele este următoarea. Trebuie să accepți propunerea lui Dumnezeu. Dacă vrei să scapi de frica din viața ta, probabil tu poți să identifici în momentul acesta, în seara asta, cine sunt de fapt madianiții din viața ta. Poate că sunt anumite temeri, anumite frici legate de prezentul tău, de viitorul tău. Poate că, ascultă-mă, madianiții din viața ta sunt anumite persoane de care te temi, de care ți este frică să le confrunți. Sunt anumite persoane cumva în prezența cărora poate că ai crescut și ai pur și simplu absorbit în personalitatea ta o anumită frică în raport cu ei. Mă rog în această seară, poate că e vorba, nu știu, poate că e vorba de șeful de la locul de muncă care se comportă despotic, titanic și efectiv ai dobândit un fel de reflex pavlovian în raport cu el și ți-e frică. Poate că ți este frică de o anumită confruntare să spui cuiva de mult timp ceva ce trebuie să-i spui, un adevăr pe care trebuie să-l spui și ți este frică ca nu cumva să se supere. Mă rog în această seară, ascultă-mă bine, Dumnezeu să-ți dea puterea ție și mine să părăsim tabăra fricii. Dar pentru a face lucrul acesta va trebui să acceptăm propunerea lui Dumnezeu. Să accepți propunerea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că poporul evreu strigă către Dumnezeu. Poporul evreu în sfârșit își dau seama că n-are rost să se mai plângă, să se vaite, pentru că madianiții vor veni sezonier pe cum COVID-ul în țara lor. Și își dau seama oamenii ăștia că trebuie să facă ceva și în sfârșit, dragii mei, zice cuvântul lui Dumnezeu, că au început să strige către cine? Au început să strige către cine trebuia cu adevărat de la început? Către Dumnezeu. Au început să strige către Dumnezeu, Doamne, fă ceva, Doamne, lucrează. Nu o să-i strigă tu bisericilor de astăzi, Doamne, scoate lucrători. Doamne, ridică tineri din generația asta, Doamne, ridică bărbați al lui Hristos, femeia lui Hristos, Doamne, ridică oameni, ridică slujitori. Și poporul lui Dumnezeu, dragii mei, înțeleg că trebuie o schimbare. Oamenii ăștia înțeleg că Dumnezeu trebuie să lucreze și încep să strige către Dumnezeu. Ce auziți? După ceva timp, Dumnezeu vine cu o propunere. Într-o noapte, spune cuvântul lui Dumnezeu, că îngerul Domnului se coboară sub stejarul din Ofra, unde era Gedeon, fiul lui Abiezer, care bătea greul întească. Și zice Dumnezeu, Gedeon, pe tine te-am ales. Tu ești propunerea mea. Acum, știți ce e șocant? Că de regulă, atunci când Dumnezeu propune pe cineva, de regulă, ăla care e propus de Dumnezeu pentru o anumită slujbă, pentru o anumită lucrare, dintr-o dată să spere, pentru că se crede ultimul om potrivit pentru așa ceva. Dar cu atât mai mult vreau să vă spun, șocul nu doar de partea celor care Dumnezeu spune, te-am ales să faci lucrarea asta. Șocul e mai mare și pentru el, ăla care aud propunerea lui Dumnezeu. Serios? Doamne, numai pe ăsta l-ai găsit? Doamne, hai că avem noi niște variante mai bune. Doamne, avem noi niște războinici, avem unul care știe să țină mâna pe sabie. Avem unul care totuși a mai fost în lupte. Doamne, ce să fac ăsta? Pentru că, dragii mei, de foarte multe ori ascultați-mă și vreau să înțelegeți acest principiu, aproape în exclusivitate se întâmplă întotdeauna următorul scenariu. Când Dumnezeu propune ceva, oamenii sunt surprinși. Întotdeauna va exista elementul de surpriză când Dumnezeu propune pe cineva. Păi, oameni buni, cine s-ar fi gândit la Gedeon? Noi suntem biserica plină cu Duhul Sfânt, noi am ști, noi l-am fi ales pe Gedeon toți. Așa l-am fi votat noi ca păstor în biserică pe ăsta, de nu mai putem, 99% ar fi luat. Cine l-ar fi ales pe Gedeon? Nimeni. Nici el pe el nu s-ar fi ales. Dar știți ce e frumos, dragii mei, este că Dumnezeu este suveran. Nu numai că, ascultați-mă, Dumnezeu ne surprinde și alegerile lui Dumnezeu sunt surprinzătoare în direcția asta, propunerile lui Dumnezeu sunt surprinzătoare, dar sunt suverane pentru că Dumnezeu e suveran, alege pe cine vrea El. Simplu, Dumnezeu știe mai bine. Gândiți-vă cât de surprinzător este, dragii mei, într-o altă etapă, când poporul evreu din nou strigă către Domnul că aveau probleme mari în Egipt. Mâna lui Faraon a apăsat puternic asupra poporului. Și pe cine alege Domnul? Pe un cioban din Madian, fugit de 40 de ani cu un cazier problematic, cu o crimă la activ. Pe cine alege Domnul?
Cine l-ar fi ales pe Moise? Pe bune, acum, la 80 de ani, ce să mai faci cu Moise? Prima dată te duci la băile Felix, îi dai 2 săptămâni la tratament, după aia să-l trimiți, se poate să țină, îi zice, totuși, toiagul să... Ales să fim onești. Cine l-ar fi ales pe Moise? Adică ăștia sunt în Egipt. Doamne, scoate-ne. Dintre pruncii noștri, Doamne, ridică unul. Dumnezeu zice, a, mă pun acolo la sute de kilometri distanță. Acum e la cioban. Ei, dar îl aduc în coace. Pe Moise? Și când Dumnezeu spune lui Moise, Doamne, serios, eu, tu, nu, Doamne, altul, cu siguranță nu zbândești ceva. Pentru că, dragii mei, propunerile lui Dumnezeu, să știți că sunt surprinzătoare. Gândiți-vă la șocul pe care îl are. Eu întotdeauna mă imagina scena asta cu fratele nostru Anania din Damasc. Pocăit, plin de Duhul Sfânt, cu darul de la Domnul. Să ruga la mea, Doamne, prigoană mare, scapă-ne, fă ceva, Doamne, lucrează, Doamne, adu-ne izbăvire, Doamne. Și într-o zi, în timp ce Anania se lăpărtășește cu Domnul, zice Domnul, Ananio, da, pleci pe ulița dreaptă în Damasc, vezi că e unul acolo, Saul din Tars, pui mâine pe el, să-l strâng de gând, nu. Nu, pui mâinile pe el, te rogi, îl botezi. Doamne, cine? Și ăsta avea cazier. Pe dușmanul nostru, Doamne, ce vei să faci cu el? Pentru că propunerile lui Dumnezeu, dragii mei, ascultați-mă, sunt absolut șocante și surprinzătoare pentru noi. Dar știți ce îmi place să vă mai spun în direcția asta și îl văd ca un principiu scriptural? Este că întotdeauna propunerile lui Dumnezeu sunt specifice. Dumnezeu, dragii mei, îi spune lui Gedeon, versetul 14, ascultați, du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Cu care putere? Cu aia viitoare. Du-te cu puterea care? Aceasta. Problema este că Gedeon nu vedea nicio putere. Dar faptul că ceva tu cu mine sau cu mine nu putem să vedem, nu înseamnă că nu există. Du-te cu puterea pe care o ai, pentru că, dragii mei, atunci când Dumnezeu alege, trebuie să recunoaștem, ne surprinde, e suveran pentru că El are ultimul cuvânt. Dar Dumnezeu, dragii mei, alege specific. Când Dumnezeu îl pune deoparte pe Barnaba și pe Saul, zice, a spus Duhul Sfânt în felul următor, fapte 13, puneți-mi deoparte pe cine? Pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Asta e nișa în care te chemă Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, face propunere pe care noi trebuie să le acceptăm. Este greu să accepți lucrul ăsta. E greu să accepți că tocmai pe tine tu ales Dumnezeu. De regulă nu te vei vedea niciodată când Dumnezeu te alege la ceva. Nu te vei vedea pe tine persoana potrivită. Dar vreau să vă spun un lucru, frații mei. Ca să poți să părăsești tabăra fricii, va trebui să accepți propunerea pe care Dumnezeu ți-o face. Ești dispus să faci lucrul ăsta în seara asta? Ești dispus să-L asculți pe Dumnezeu și să nu mai asculți de fricile tale? E alegerea la care Dumnezeu te provoacă în seara asta să te gândești și să iei o decizie clară și specific în direcția aceasta. Apoi, dragii mei, al doilea principiu pe care vreau să-l înțelegem, ca să fie pentru tine și pentru mine ultima noapte în tabăra fricii, va trebui să asimilezi perspectiva lui Dumnezeu. Asimilează perspectiva lui Dumnezeu. Acceptă alegerea lui Dumnezeu, acceptă propunerea lui Dumnezeu. Doi, asimilează perspectiva lui Dumnezeu pentru viața ta. Tu ai o perspectivă, Dumnezeu are alta. Și vreau să vă spun în mod concret ce înseamnă asta. Dragii mei, și-o spun cu toată responsabilitatea, chiar nu contează cum te vezi tu. Și chiar nu contează cum te văd alții. Dacă contează ceva, contează cum te vede Dumnezeu. Știi ce contează? Cum te vede Dumnezeu. Tu te uiți și te vezi ultimul neputincios și falimentar. Și Dumnezeu spune, hei, oglinda nu-i bună. Cum te văd eu contează. Domnul este cu tine acum. Viteazule, ce face Gedeon când îi apare Îngerul Domnului? Ce face Gedeon? S-a antrenat, nu? Bă, hai să învăț și mișcarea aia, fii atent, cu spada ții așa. Asta face Gedeon. Ce face Gedeon când întâlnește Dumnezeu? Bate? Ce? Greul întească. Și Dumnezeu, auziți, nu o face în mod ironic. Dumnezeu nu-i spune, Domnul e cu tine, viteazule. Asta nu e ironie. Ascultați-mă, Dumnezeu vorbește foarte clar și concis cu Gedeon. Dumnezeu îi se adresează lui Gedeon cu viteazule. Gedeon a zis, Doamne, e bună gluma asta.
Eu viteaz, seros, mulțumesc de ironie, dar ok, mi-au mai zis și alții. Însă, oameni buni, vreau să înțelegeți în această zi că cel mai important este să asimilezi perspectiva lui Dumnezeu despre tine. Contează nu cum te vezi tu, ci măcar cum te văd alții. Contează cum pur și simplu te vede Dumnezeu. Sunt ferm convins, dragii mei, și uitați-vă, Gedeon se vede diferit de cum îl vede Dumnezeu. Gedeon se vede diferit de cum îl vede Dumnezeu. Gedeon, dragii mei, e plin de frici. Gedeon e plin de frici. Cum să fii viteaz când tu ești un fricos care bate greul în teasc? Cum să accepți ceea ce spune Dumnezeu? Cum adică, Doamne, ești viteaz când eu bat greul în teasc de frica madianiților? Cum să fiu viteaz, Doamne Dumnezeule, când mă ascund, când aud numai că vin madianiții, când strănută aia deja eu am fugit, sunt cea mai tare peșteră ascuns, de nu mă vede nimeni șase, mi-ai făcut provizii acolo. Cum, Doamne, să mă numești pe mine viteaz? Și cu toate acestea, ascultați-mă, Dumnezeu nu spune în mod ironic, Dumnezeu spune viteazule, și când Dumnezeu spune că ești viteaz, ești viteaz, pentru că Dumnezeu știe ce spune. Pentru că, dragii mei, Gedeon, uitați-vă, se vede diferit. Perspectiva lui Gedeon despre el este diferită de perspectiva lui Dumnezeu. Uitați-vă, omul ăsta e plin de frici, e plin de complexe. Marea noastră problemă, dragii mei, pentru care nu acceptăm să ieșim din tabăra aceasta a fricii, marea noastră problemă pentru care nu acceptăm perspectiva lui Dumnezeu despre viața noastră, este faptul că ne lăsăm dominați de complexele de inferioritate pe care le avem și pe care le-am moștenit genetic uneori, din generație în generație. Ne-am născut, dragii mei, cu vocabularul nostru spiritual. Nu se poate! Nu noi! Nu acum! Și uitați-vă, Gedeon, dragii mei, plin de complexe. Îi zice Dumnezeu, du-te și izbăvește popor. Cu ce să izbăvesc, Doamne? M-am uitat în buzunar azi dimineață, nu aveam niciun leu. Cu ce să izbăvesc, Doamne, că n-am nici măcar o praște? Ce să am, o sabie? De unde să am? De unde armată? De unde general? De unde armament? De unde provizii? De unde? Și zice Dumnezeu, du-te, că voi fi cu tine. Și zice Gedeon, n-am cu ce. Nu asta, dragii mei, marele nostru blocaj pentru care nu facem lucruri spirituale, bă, n-avem, Doamne, cu ce. Ascultați-mă, întotdeauna spunea cineva, știți cum se diferențează lucrarea Dumnezeu de altă lucrare, și anume de lucrarea omului? Întotdeauna când faci lucrarea Dumnezeu, niciodată nu o să ai toate resursele de la început. Auziți? Niciodată când vei face lucrarea Dumnezeu, nu o să ai totul de-a gata. Niciodată nu o să ai toți banii de la început. Întotdeauna când faci lucrarea lui Dumnezeu, va trebui să depinzi pas cu pas de Dumnezeu. Am citit pe Iohannis, n-am ce face, iertați-mă. Pas cu pas e și strategia lui și am văzut că pas cu pas au făcut toate lucrurile. Dar ascultați-mă, din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, îți lucruri pe care ți le dau pe parcurs. Nu-ți dau totul de-a gata, pentru că dacă îți dă Dumnezeu totul de-a gata astăzi, unde-i credința? E ușor să spui, Doamne, fac lucrarea ta și am 3 milioane de dolari în spate. Dumnezeu spune, știi ce, vreau să depinzi de mine pas cu pas. Vreau să trăiești momente în care mâine poate nu o să ai un leu și să vezi mâine la 12 că Dumnezeu îți poartă de grijă. Și să vezi că săptămâna viitoare când te îngrijorezi și nu mai știi ce să faci și Dumnezeu spune, hei, ți-am spus că voi fi cu tine în fiecare zi. Îi zice Dumnezeu, eu sunt cu tine, du-te, Doamne, n-am cu ce. Gedeon e plin de complexul ăsta, dragii mei, al resurselor, uitați-vă, mai are și complexul ăsta al originii lui. Zice Gedeon, Doamne, eu să mă duc, tu știi cine sunt eu? Suntem ultima familie din Madian. Tatăl meu un om sărac, familia noastră suntem pănicăie, nu ne știe nimeni, no name. Cine să vie cu noi, Doamne? E o mare povară de foarte mult pe care o ducem și noi. Complexul ăsta al originii. Probabil v-am mai spus în biserică, pe mine unul Dumnezeu a reușit să mă vindece și prin cultură. Să știți că Dumnezeu are modalități potrivite de a te scăpa de unele complexe în viață. N-ar trebui să iau decât simplu un test. Dacă ar fi să o luăm la puricat Facebook-urile dumneavoastră. Ne uităm pe status. X cu tare. Și vezi că trece la status. A absolvit școala vieții. Îmi plac asta. Fică de rege, fiu de rege. Ok. Locuiește în Paris. Stai că ultima dată, din ce m-am uitat pe buletin ăsta, stătea undeva în cucuiețe din deal, da? El stă la Paris. De ce? De ce dacă trăiești într-un sat, adică, să-ți trebuiască să treci că stai în Cluj-Napoca? Ca ce chestie? Știți ce înseamnă asta? Avem un complex. Avem un complex. Bă, nu cumva, eu sunt țăran, să spui. Spus că a soi niciodată.
începuturile mele în credință, în pocăință, eram la Biuș. Acum, pe vremuri, dacă vă aduceți aminte, la Biuș erau marile acele întâlniri de tineret în care veneau din toată România și din toată Europa. Acum, noi eram băștinași, eram din zonă. Mă rog, eu la vreo 19 km de Biuș, din Prădet. Și, țin minte, vara era cel mai greu să te duci la tineret. Eram și noi la vârsta în care ne gândeam, să ne căsătorim, cine știe, perspectiva de viitor, să te prezință. Și veneau ăștia de până Occident. Și se apăreau cu niște mașini acolo în parcare. Și tu veneai cu microbuzul la tineret. Hai că scăpai să nu te vadă în parcare. Te făceai că te dai jos de lângă un Mercedes, dar tu nu, tu veneai din parcare, de la autobuz. Intrai cumva acolo și la final, ții minte că întotdeauna se spunea, acum socializați, beți un ceai și faceți cunoștință cu 5 oameni pe care nu-i cunoașteți. Trebuia să respectăm regula asta. Acum luai ceaiul ăla și ai să faci cunoștință. Și erau, făceau fel de grupulețe din astea. Și încep prima întrebare, de unde ești? Oradea. Zona metropolitană a Oradea, 80 de kilometri, Belvedere. Oradea. De ce? Cum te cheamă? Daniel. Cum? Dore, nu cum, tot pe acolo e ceva, nu? De ce credeți că întotdeauna noi ne dădeam faptul că suntem din sat, că sunt în altă parte? Și am zis, bă, niciodată nu mai zic, că mi-era rușine. De unde e aia? Știi, peștera ușor ți-a auzit, a, ursul acolo care e prins, da, da, sună, tu de unde ești? Viena, aoleu. Ce o șansă n-aveai? Deci erai, credeți-mă, nu aveai nicio șansă din start. Și nu, mult timp nu m-am prezentat că-s din Brădet, că mi-era rușine că-s țăran. O, Doamne, ajută-i lui Petre Țuțea. Au scris un tratat de antropologie. Eram un an doilea institut și țin minte, stăteam în pahar și citeam tratat de antropologie a lui Petre Țuțea. Păi și multe au scris acolo, mă, la și fain. Dar zice Țuțea, țăranul este omul absolut. Bă! Unde ai fost, Petre Țuțea, până acum? Ne-am notat, m-am memorat. Abia am așteptat următoarea întâlnire de tinere când am venit acasă la Beiuș. Și eram, țin minte, așa într-un cerc. Erau câțiva simandicoși din ăștia de pe la Germania, la Anglia, UK. De unde ești? UK. De unde ești? Din Austria. De unde ești? Din Brădet. După cum spunea gânditorul român Petre Țuțea, țăranul este omul absolut. A, bun asta, de unde? Dintr-o dată, vă spuneam niciodată, din momentul ăla eu nu am scăpat de complexul ăsta de a... O zis Țuțea, adică stai puțin. De ce să fii complexat? Asta e problema lui Gedeon. Înțelegeți că Dumnezeu nu ne poate folosi de foarte multe ori pentru că noi trecem peste blocajele astea? Mai mult de atât, dragii mei, uitați-vă la Gedeon, are și problema asta cu vârsta. Doamne, Dumnezeu, spre atât, ești mai mic. Doamne, eu trebuie să mai cresc că jumătate de metru, după aia mă pot folosi. Asta e problema noastră, pentru că noi nu asimilăm perspectiva lui Dumnezeu despre viața noastră, dragii mei. Dar vreau să vă spun ceva frumos aici. Dumnezeu, dragii mei, nu vede doar prezentul tău. Dumnezeu vede și perspectivele tale. Dumnezeu, ascultă-mă, când Dumnezeu se uită la tine, nu vede doar ce văd oamenii. Te vede acum pe tine, care supraviețuiești de azi pe mâine cu banii, poate care n-ai un leu, vorba aia, în buzunar, ești student, ești amărât, e viața grea, e dureros, mănânci poate o dată pe zi. Și oamenii, a, ce, ăsta n-ar nimic. Dar ascultă-mă, Dumnezeu cum se uită la tine? Dumnezeu nu vede doar pe Gedeon care bate greul întâiasc. Și ce vede Dumnezeu? Dumnezeu vede pe Gedeon care bate pe madianiți. Pentru că vreau să înțelegeți un lucru, dragii mei, Dumnezeu nu vede, te vede doar din perspectiva zilei de astăzi. Dumnezeu te vede și din perspectiva zilei de mâine. Dumnezeu nu vede doar prezentul tău, Dumnezeu vede și perspectiva ta, Dumnezeu vede și viitorul tău. Ascultați dialogul dintre Iisus și Petru, că e fabulos, Evanghelia după Luca, capitolul 22. La un moment dat, Iisus, dragii mei, stă de vorbă cu Petru și spune în felul următor, versetul 31. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă ceară ca grâu, dar eu m-am rugat pentru tine. Și au zis, ce? Eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce, la cine? Încă nu era căzut. Încă nu era căzut, dragii mei, încă nu se lepădase de Hristos, dar auziți ce spune Hristos profetic? După ce te vei întoarce la Dumnezeu,
spune Biblia, să întărești pe cine? Pe frații tăi, îi vei ridica și pe alții. După ce tu te vei ridica, Petre, deși ăsta încă nu căzuse, auziți, îi zice, după ce tu te vei ridica, după ce te vei întări spiritual, îi vei ridica și pe alții, vei fi un lider pentru alții, vei fi un om care vei încuraja, vei fi un om care vei forma, vei fi un om care vei investi oameni, vei fi un om care vei trage oameni după tine, lucrarea lui Dumnezeu. Ce vede Dumnezeu, dragii mei? Dumnezeu nu vede doar ziua aia în care Petru se leapădă și se bleastă-mă că nu-L cunoaște pe Hristos. Dumnezeu nu vede doar ziua în care ești falimentar. Dumnezeu nu vede doar ziua în care ești la pământ și ești terminat și ești distrus și spui sfârșitul lumii. Dumnezeu vede și ziua de mâine. Dumnezeu vede și peste o lună de zile. Dumnezeu vede, poate în fricosul de astăzi, un mare erou, un mare viteaz. Pentru că Dumnezeu știe ce tu nu știi. Și de aceea, ascultă-mă, întotdeauna va trebui să vezi și să asimilezi perspectiva lui Dumnezeu. Și când spun de perspectiva lui Dumnezeu, vreau să mai rețineți un principiu. Nu contează cât sunt cu tine. Și nu contează cât sunt împotriva ta. Contează cine este cu tine. Nu contează cât sunt împotriva ta. Nu contează cât îți madianiții, că-s frunză și iarbă, fără număr, zice Biblia. Nu contează, ascultă-mă, nici măcar cât ai cu tine, că ai numai 300 la un moment dat. Și că statistic vorbim, raportul în care Gedeon, dragii mei, este cu poporul evreu, e de 1 la 500. Un evreu la 500 de madianiți, acolo ajunge la un moment dat, când mai rămâne cu 300 de oameni. 1 la 500! Și Gedeon a trebuit să învețe perspectiva lui Dumnezeu. Gedeon, nu mai privi la numărul oamenilor. Gedeon, nu contează, lasă numărătoare, lasă statisticile. Uite ce spun statisticile, uite ce spun graficile acestea, nu contează. Și ce contează în seara asta să înțelegi? Contează cine este cu tine. Și zice Dumnezeu, auzi ce spune Dumnezeu lui Gedeon, eu voi fi cu tine. Eu voi fi cu tine. Dacă Dumnezeu este cu tine, poți să fie 5.000, 20.000, 100.000 împotriva ta. Vei ieși biruitor, pentru că El este cu tine. Și este singurul mod, ascultă-mă, în care vei putea să ieși din tabăra fricii. Ultima noapte în tabăra fricii. Va trebui să accepți perspectiva lui Dumnezeu, să asimilezi perspectiva lui Dumnezeu despre viața ta. Va trebui să accepți propunerea lui Dumnezeu pentru viața ta. Și trei, ascultă-mă, va trebui să asculți de poruncile lui Dumnezeu. Va trebui să asculți de poruncile lui Dumnezeu. Să asculți de poruncile lui Dumnezeu. Și ca să asculți de poruncile lui Dumnezeu, vine primul mare moment greu și de provocare în viața lui Gedeon. Îi zice Dumnezeu lui Gedeon, Gedeon, du-te acasă. Doamne, dar ai zis că trebuie să mă bag cu madianiții. Numai puțin, urmează și capitolul 2, dar prima dată capitolul 1. Du-te acasă. Și ce să fac? Pune mână pe barost? Taică-te-o are acolo în zona din fața casei, împreună cu unchii tăi, împreună cu verișorii tăi. Vezi că i-au construit un altar în chinul lui Baal și Astartea. Și ce fac? Pune mână pe un ciocan, fă-l praf. Doamne, mă duc la madianiți. Nu, te duci acasă. Du-te acasă. Ce spune Dumnezeu lui Gedeon? Auziți? În aceeași noapte, judecători capitolul 6 cu 25, în aceeași noapte Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un altar de 7 ani. Ce fă? Dărâmă. Altarul lui Baal care este al cui? Al tatălui tău. Și taie parul închinat Astartei care este deasupra. Versetul 26. Care este ordinea? Să zidești apoi ce? Un altar închinat lui Dumnezeu. Ne-am vrea direct la altar să trecem. Venim la altar și Dumnezeu, du-te la altarul ăla de tine de acasă și fă-l praf. Dumnezeu spune, fă curățenie în propria ta viață, în propria ta familie. Și după aia vină și zidește-mi altarele. Vezi să poți să porți lupte cu madianiții, vezi să intri în tabăra madianiților. Prima dată dă lupta în proximitatea ta. Fă curat dacă vrei să construiești ceva. Același principiu îl văd și la împăratul Iosia. Știți cu ce începe Iosia la 20 de ani? Știți cu ce a început Iosia când începe reforma? 2 Cronici 34 cu 3 în al 8-lea an de domnie, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Domnul tatălui său David și în al 12-lea an a început ce să facă? 2 Cronici 34 cu 3 să curățească Iuda și Ierusalimul. Și după ce zice Biblia că a curățit Iuda și Ierusalimul, vine pasul 2, versetul 8, 2 Cronici 34 cu 8. În al 18-lea an al Domniei, a durat vreo 6 ani.
În al 18-lea an al domniei, după ce a făcut curățenie, an de zile, zice Biblia așa, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Cutare, pe Maaseia, căpetenia cetății și pe Ioac, fiul lui Ahaz. Arhivarul ce să facă? Ce să facă? Să meargă la templu. Să meargă unde? La casa lui Dumnezeu. Când? După. După ce faci curat. După ce faci curat în propria ta viață. După ce te duci unde te trimite Dumnezeu prima dată, apoi poți să te duci în tabăra madianiților. Noi am vrea, dragii mei, să treacă Domnul peste etapa asta. Și de ce? Pentru că e cel mai greu să faci curățenie în propria ta casă. Cel mai greu este să dărâm, dragii mei, dărâmăturile care sunt în fața casei tale. Cel mai greu pentru noi, ascultați-mă, este să slujim, știți unde? În contextul oamenilor care ne cunosc cel mai bine. Stai că s-o, bă, dar ce te-ai apucat? Că avea o criză de nervi, acum dintr-o dată ești sunt, eu nu mai poți. Mă duc la madianiți că ei nu mă cunosc, că ei cred că sfânt. Dumnezeu spune, nu, du-te acasă. Și începe de acolo, pentru că asta este etapa lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă, când îl asculți pe Dumnezeu, când îl asculți pe Dumnezeu, nu doar că trebuie să începi cu ordinea asta, dar când îl asculți pe Dumnezeu, o să ai parte de niște binecuvântări deosebite. O să ai conflicte cu oamenii. Știu că adori asta. Știu că de foarte multe ori ai avut conflicte cu oamenii din cauza ta, din cauza firii pământești, din cauza nervilor tăi, din cauza ambițiilor tale. De aceea, Dumnezeu, știi ceva? Există un conflict, există o problemă pe care o să ai cu oamenii, nu din cauza ta, ci din cauza mea. Se pare absolut fabulos ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Auziți? Geneza capitolul 6 cu 27. Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui, în noapte, au zis că zoamii frică. Și fiindcă spune cuvântul lui Dumnezeu, au luat oamenii ăștia, s-au înarmat toți cu picamere și s-au dus să dărâme altarul lui Baal. Acum, auziți reacție. Versetul 28, judecător capitolul 6, când s-au sculat oamenii din cetate dis de dimineață. Iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra lui era tăiat. Și al doilea taur care era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. Eu și-au zis unul altuia. Cine a făcut asta? Cine a făcut? Au întrebat și au făcut ce? Asta îmi place. Cercetare. Până nu-l găsesc, n-am pace. Și-au făcut cercetări. Și-au băgat detectivi particulari. Și-au verificat camerele de luat vedere. Și după ce au făcut cercetări, noaptea, nici măcar nu și-au pus cagule, uitat. Au vrut să fie undercover noaptea, dar Dumnezeu tot descoperă lucrurile astea, că trebuie să le facă publice unele. Zice Biblia că au aflat, știți ce? Li s-a spus, Gedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul ăsta. Atunci oamenii din cetate, versetul 30, au zis lui Ioas, scoate-l pe fiul tău să-l binecuvântăm. Scoate-l pe fiul tău să-i mulțumim că ne-o trezi la realitate. Cheamă-l pe Gedeon, pe ăla micu, ăla al tău, cel mai mic. Cheamă-l în coș, că vrei să punem mâinile peste el să-l binecuvântăm. Că uite, Domnul a dus trezire prin el. Ce-a zis? Ce să facă? Să moară. Când îl asculți pe Domnul, se răscoală oamenii. Dar se mai întâmplă ceva. Când îl vei asculta pe Dumnezeu, se mai întâmplă o chestie foarte fain, de care se leagă și tot ce v-am spus în seara asta. Frica. Am zis că se mută, pleacă dintr-o parte în alta. Frica, dragii mei, știu ce face. Pleacă în tabăra cealaltă. Când îl asculți pe Dumnezeu, frica pleacă în tabăra cealaltă. Acum, știți ce am crede noi, dacă n-am ști Biblia, am crede în felul următor. Știți că la un moment dat Gedeon, când se prezintă Dumnezeu, îi pune un semn. Gedeon e omul cu semne, pocăitul ăla cu semne, penticostalul ăla, Doamne, dă-mi un semn.
Și au zis, Doamne, dacă Tu îmi vorbești, uite, aduc azime, aduc jertfa asta, uite, aduc iedul ăsta, îl pun pe stâncă și, Doamne, Dumnezeu ce face? Aprinde focul, mistuie jertfa aia de mâncare. Semn. Dar nu a fost combustie internă acolo. Dintr-o dată, zice Biblia, că s-a prins focul și a mistuit și Gedeon primește semn de la Domnul. Ok. Și spune Biblia că imediat după aceea, am crede, Gedeon a scăpat de frică, gata, Domnul i-a dat un semn, Gedeon merge mai departe, așa îi crede, că uneori semnele te ajută. Auziți? Versetul 27 din Geneza, din Judecător 6, Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul. Dar atenție, știi că nu a fost atât, după ce Domnul i-a arătat semnul cu focul. Dar fiindcă se temea de casa tatălui său, încă avea probleme cu frica, încă nu a scăpat de frică Gedeon. După ce îți arată Domnul culmea semne, după ce îți dovedește Domnul, bă, eu sunt, pune jertfa acolo și o să vezi că am somisul, să prinde focul, vezi cu ochii tăi minunea și cu toate astea, Doamne, eu mă duc nu zoace, mă duc noapte, că mi-e frică să nu mă prindă. Bun. Acum mai crede, dragii mei, pentru că la un moment dat vine un alt tip, zice, Domnul, ok, du-te, bată-te cu madianiții. Și zice Gedeon, Doamne, stai că noi suntem cu semnele. Doamne, știi ceva? Uite, pun lâna. Și, Doamne, dacă lâna o să fie îmbibată cu apă și dacă tot pământul din prejur o să fie uscat, cred și mă duc și mă luc cu badaniții. Bun, zice Domnul, pun eu. Spune Biblia, se întâmplă semnul. Dar zice Gedeon, totuși, Doamne, eu sunt penticostal, generația a patra, eu sunt chiar cu semnele, deci nu mă lasă. Doamne, mai încă o dată. Și ceva, dacă toată area o să fie plină de roșie, lână uscată, Doamne, mă duc și mă bag cu badaniții. Și Dumnezeu ce face? Ce face, oameni buni, Dumnezeu? Dumnezeu îi răspunde și confirmă prin semnul ăla. Nu, știi ce crede? Că acum Gedeon a început. Și când mă lup pe genunchi. Lupta e doar a ta. Crede că o pus mâna pe Kalashnikov și o mărți direct în tabără și o ciuri pe aia. Așa crede că s-o dus. Băi, prinde curaj. Na. Vă rog să ascultați următorul detaliu. Fascinant. Scriptura, dragii mei, are frumuseți în detaliile ei. Judecător 7 cu 9. După ce Domnul îi dă două semne lui Gedeon clare cu lână, auziți? După încă unul înainte cu focul care mistuie jertfa. Domnul a zis lui Gedeon, în timpul nopții, scoală-te, du-te în tabără că ce-am făcut? Ce-o voi da? Am dat-o! Bun. Dar zice Domnul mai departe, auziți? Dacă ți-e frică totuși, dar nu cred că e cazul, dar dacă ți-e frică să te cobori, coboară-te cu pura slujitorul tău. Domnul îi dă două variante. Gedeon, du-te în tabără, dar știi, dacă ți-e frică, varianta B, mai ia pe cineva cu tine. Și acum ascultați un om care a primit trei semne mari, puternice de la Domnul, ce face? Auziți? El s-a coborât, uitați-vă, în versetul 11. El s-a coborât singur. Eu cu Domnul fac majoritatea. Și a zis Domnul, dacă ți-e frică, ia cu tine și păpura. Și a zis, Doamne, varianta B îmi place mai bine. Hai cu eu și, păi hai cu mine, că tremur de frică, nu mai pot. Pentru că noaptea fricile sunt mai intense, nu-i așa? Și spune Biblia că s-a coborât Gedeon ură. Și zice Dumnezeu lui Gedeon, ascultă Gedeon, știi unde îți vei da seama că sunt cu tine? Hei, îți mai dau un semn. Mă fii atent, te duci, te cobori în tabără și tras urechi la ce vorbesc ai acolo. Și se duce Gedeon, auziți? Și spune cuvântul Domnului că se întâmplă următorul aspect. Gedeon, versetul 13, judecători 7. Gedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarului său, ce? Un vis. El zicea, am visat un vis și se făcea că o turtă de or se răstogolea în tabăra lui Madian, a venit și s-a lovit până la cort și cortul a căzut, l-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns și a zis, aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul cel mai mic din casa tatălui meu, cel mai slab, cel mai sărac. În timp ce tu te crezi că ești ultimul fricoș și cel mai neadaptat, au zis cum să uite madianițe la tine.
acesta nu este altcineva decât altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, cine? Bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Când a auzit Gedeon, noi suntem pentecostali, cu frate, am avut un vis, era un vaz negru, curgea apă pe două râuri. Ce ai, cum tu stai la interpretări, mă, ce ar însemna? Eu cred că vasul ăla negru e păcatul, că facem noi escatologie, adică exegeza asta pe vise. Eu vreau să vă întreb, dacă eu v-aș fi spus vouă, dacă n-ar fi știut, m-am visat niște turte de os care s-au răstăgolit pe stocor. Câți de aici ați fi avut interpretarea asta a visului? Dacă nici asta nu e de la Domnul. Să-ți auzi propriul tău nume la visul unui om care visa niște turte de ors care se răstogolesc peste un cort. Pentru că atunci când Dumnezeu te încurajează, pentru că Dumnezeu când spune că e cu tine, ascultă-mă, o să scoată din gura dușmanilor tăi cuvinte pe care nu le-a scoate niciodată. Ascultați-mă, Gedeon care se temea și bătea grâul înteas de frica madianiților și Dumnezeu nu mai știe cum să-l convingă, la un moment dat zice, ok, poate că o să auzi varianta a ceea ce spun ceilalți. Ăsta e bărbatul lui Israel. Domnul ne-a dat în mâinile lui. Pentru că, dragii mei, pentru că, frați și surori, atunci când îl asculți pe Dumnezeu, atunci când îl asculți pe Dumnezeu, ceea ce poate ai fugit toată viața, de lucruri de care ai fugit toată viața, o să vezi că ele fug dinaintea ta. Și știți care e diferența? Dumnezeu e cu tine. Dumnezeu e cu tine. Care-s fricile tale? Care-s temerile tale? Care-s temerile tale cele mai mari? Ți-e teamă că dacă l-a ascuns pe Domnul o să intri în conflict cu oamenii și? Care-i problema cea mai mare a ta? Este faptul că te privești pe tine cum se vedea Gedeon la un moment dat? Nu înțelegi că trebuie să asimilezi perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții tale? Nu înțelegi în această seară că Dumnezeu nu te vede cum te văd oamenii? Că Dumnezeu nu te vede cum te văd, cum te vezi nici măcar tu? Nu înțelegi că biruința nu vine de la oameni, ci că biruința vine de la Dumnezeu? Nu înțelegeți, dragii mei, frați și surori, nu înțelegem oară odată pentru totdeauna că atunci când suntem cu Dumnezeu, frica nu-i mai în tabăra noastră, ci pleacă în tabăra cealaltă. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să ne ridicăm în picioare. Iacov, capitolul 4, cu versetul 7. Auziți ce spune Dumnezeu. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, dar nu se oprește aici. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu și, dragii mei, există o altă traducere care spune ascultați-l dar pe Dumnezeu. Ascultați-l dar pe Dumnezeu. Supunere înseamnă un act al ascultării. Și auziți ce se întâmplă, varianta a doua, partea a doua. Și ce urmează? Împotriviți-vă cui? Diavolului și el ce va face? O să țină 2 metri distanță cu mască față de tine. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Păi oameni buni, asta nu-i din John Maxwell? Asta nu-i din Joel Austin? Ăsta nu din, nu știu, Max Lucado sau nu știu care vorbitor foarte iscusit. Ăsta din cuvântul lui Dumnezeu. Asta ascultați-mă, nu spune Dorel Cola și o spune cuvântul lui Dumnezeu, o spune Duhul lui Dumnezeu. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de voi. Dumnezeu spune, știu ceva, e vremea să ieși din tabăra fricii. E vremea să înțelegi că eu sunt cu tine. E vremea să înțelegi astăzi odată pentru totdeauna că nu mai trebuie să stai acolo cuibărit de frică, asaltat în fiecare zi de temeri, de anxietăți, de panici. În numele lui Iisus Hristos trebuie să te ridici. În numele lui Iisus Hristos nu mai fă numărătoarea să vezi cât sunt cu tine. Nu mai fă statistici. În numele lui Iisus Hristos nu mai cântări șansele matematic și teoretic. Pentru că ascultați-mă, logica de cele mai multe ori în câmpul supranatural n-are nicio explicație. Pentru că sunt lucruri care depășesc capacitatea noastră de a înțelege. Pentru că există o altă lume, pentru că există lumea lui Dumnezeu. Există lumea puterii lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu este superioară. Puterea lui Dumnezeu este supranaturală. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te în seara asta, ieși din tabăra fricii. Nu mai bate greul în teas. De câți ani de zile stai sub sejarul din Ofra? De cât timp pierzi? Cât timp pierzi în fiecare zi? Aducându-ți aminte, făcând inventarul fricilor tale. Dumnezeu spune seara asta, știi ceva? Eu sunt cu tine. E vremea să te ridici și ascultă-mă, să te duci nu departe de ceea ce se frică, ci să te duci direct înspre frică, să o înfrunți în numele lui Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, Gedeon se duce în tabăra madianiților.
Îi frică! Dar au zis, pas cu pas, Dumnezeu îl întărește! Și la un moment dat Gedeon vede o scenă la care doar în visele lui cele mai frumoase înainte ar fi sperat. Vede, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu mii și zeci de mii de oameni care se adunaseră să-i cotropească, să le ia mâncarea, să-i nimicească, să-i umilească. Vede cum cei de care au fugit toată viața pur și simplu fug dinaintea lui. Care-i diferența? E Dumnezeu cu el. E Dumnezeu în el. E Dumnezeu cu tine. E noapte în viața ta, poate. E o noapte grea. E o noapte în care trebuie să te dedici. Îți vei înfrunta fricile sau să ți le numeri în continuare. E vreme să faci un pas prin credință în numele lui Iisus Hristos în seara asta și să spui, Doamne, aleg să ascult de Tine, de poruncile Tale. Aleg, Doamne, să asimilez perspectiva Ta asupra vieții mele. Doamne Dumnezeule, aleg, Doamne Dumnezeule, aleg propunerea Ta pentru viața mea. Dacă Tu mă vrei, Doamne, acolo mă duc. Dacă Tu mă vrei, Doamne, în modul acesta, în lucrarea aceasta, în mod specific, dacă Tu mă vrei, Doamne, acolo mă duc. Pentru că, ascultă-mă, nu-i vorba de Tine. Nu-i vorba de cât sunt cu Tine. E vorba de cine este cu Tine. Cu noi e Dumnezeu. Cu noi e Dumnezeu. Să te rogi în seara asta. Să ne plecăm capetele pentru câteva momente. Te lupți cu frici? Care e cea mai mare frică din viața ta? Care e frica care te ține pe loc? Care este frica care te-a paralizat de săptămâni, de luni, de ani, de zile? Dumnezeu spune în seara asta, eu sunt cu tine, viteazule. Eu voi fi cu tine. Dumnezeu spune, nu te vei fi singur în tabăra aceea, madianiților. Eu voi fi cu tine. Eu voi lupta pentru tine. Eu sunt cel care te voi însoți. Ce ai de gând să faci cu frica aia? Să o lași să te copleșească sau să o cucerești în numele lui Iisus Hristos prin credință. Există oameni în seara asta, bărbați, femei, tineri, bătrâni, care sunt robiți de frică? Dacă ești în seara asta, ești și recunoști că ai bătut greul în teaz de atâta vreme de frică și nu faci nimic și ești paralizat la nivelul faptelor, ci chiar a gândirii tale. Și dacă în această seară înțelegi că ai nevoie de o schimbare, și chiar o schimbare a atitudinii tale. Și dacă vrei să fie ultima ta noapte în tabăra fricii, acolo unde ești, spune lui Dumnezeu, cere lui Dumnezeu, Doamne, vreau să merg unde mă trimis Tu. Vreau, Doamne Dumnezeule, să privesc așa cum privești Tu lucrurile și cum mă privești Tu, Doamne. Vreau, Doamne, să ascult de Tine, chiar dacă voi intra în conflict cu oamenii. Chiar dacă voi avea tensiuni, chiar dacă o să am relații distruse, pentru că Te ascult pe Tine, Doamne, atunci o voi face. Ai nevoie de sprijin? Te lupți cu frica? Ești îngrozit, ești speriat de viitor? Te îngrozește ziua de mâine când trebuie să mergi să-ți ridici analizele? Ți-este frică de ce se va întâmpla cu copilul tău care să-l răscuce de drum? Și ai încercat ca părinte în toate modurile posibile să-l îndrum pe drumul cel bun, dar pur și simplu simți că pierzi controlul și ți-este frică? Îți este frică cu privire la investiții pe care le-ai făcut? Te temi că s-ar putea să pierzi totul? Care sunt cele mai mari frici ale tale? Dumnezeu spune, adu-mi-le încoace. Dă-mi-le mie în seara aceasta. Pentru că vreau să-ți dau un duc de îndrăzneală. Pentru că Dumnezeu vrea să șoptească în seara asta, eu sunt cu tine. Eu sunt cu tine. Tu înțelegi că poți să pui 7.000 de semne și să primești 7.000 de confirmări de acum încolo, până când nu te ridici și pleci înspre Madianiți. Frica va fi tot în viața ta? Dumnezeu spune, ei, du-te, pentru că eu voi fi cu tine. Ai nevoie de ajutor, ai nevoie de sprijin? Vrei ca Dumnezeu să te îmbărbăteze în seara asta? Ca un gest de dependență, ca un gest de recunoaștere a neputinței tale și de, în același timp, de foame, de sete, după puterea și intervenția lui Dumnezeu. Dacă este cineva în seara asta care se luptă cu astfel de frici, cu astfel de temeri în viața lui, poate că ești dominat de ele, poate că ești mărcinat de ele. Dacă ești aici în seara asta
și vrei să predai povara fricilor tale, un ghiozdan greu care te-a gârbovit de ani de zile și vrei să-l dai jos în seara asta în numele Lui Iisus Hristos. Și dacă vrei să te ridici din frica aceasta și vrei să fii eliberat de ea, acolo unde ești, și ce fă? Lasă obiectele acelea cu care tot bați grâul ăla în teasc degeaba. Poate că ai deprins niște reflexe ale fricii deja la nivelul acțiunilor tale. Dumnezeu spune seara asta, eu sunt aici și vreau să lucrez cu tine, prin tine, dar înainte trebuie să lucrez în tine. Dă-i fricile tale lui Dumnezeu. Este cineva în seara asta aici care s-a săturat să mai ducă fricile, să le mai care în spate, să le mai care de azi pe mâine și pe poi mâine și de 2 și de 4 și de 10, tot în frică trăiești, tot în panică, tot în anxietăți, tot în stări depresive, pentru că ți-e frică, pentru că ți-e frică? E cineva în seara asta care înțelege că Dumnezeu se uită la el ca la un viteaz și Dumnezeu are o altă perspectivă? Dacă e cineva în seara aceasta care se luptă cu frica, vreau să faci un lucru în seara asta, vreau să le dăm lui Hristos în seara asta. Vreau să dăm orice frică lui Dumnezeu în seara aceasta. Și vreau să intrăm în rugăciune și pe fondul acestei rugăciuni și pe fondul închinării, dacă ai nevoie de sprijin în rugăciune, dacă este cineva în seara asta care vrea să predea frica, dacă este cineva care s-a săturat să o mai ducă pentru că e prea traumatizantă, ascultați-mă, am trecut pe aici. Am trecut. Dumnezeu îmi știe inventarul fricilor mele. Dumnezeu știe cât de mult o trebuie să schimbe în viața mea și știu că încă mai are de schimbat. Dar am înțeles că cel mai mare gest de credință pe care poți să-l ai în Dumnezeu este să spui, Doamne, știi, mă duc, chiar dacă nu văd, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă mi-e frică, chiar dacă văd, Doamne Dumnezeule, că în fața mea e doar întuneric, e noapte în viața mea. Dar știu că vine dimineața. Dar știu că nu vine dimineața, Dumnezeule, dacă nu-mi predau fricile în seara asta înaintea Ta. Dacă ai nevoie de sprijin în rugăciune, Doamnă, Domnule, frate, soră, oricine ai fi, intrăm toată biserica în rugăciune și dacă ai nevoie să mijlocim împreună, dacă ai nevoie să ne rugăm, vă stau la dispoziție împreună cu slujitorii bisericii. Știți pentru ce? Să ne rugăm împreună în numele Lui Iisus Hristos. Haideți să intrăm în rugăciune. Dă-i fricile tale lui Iisus Hristos în seara aceasta. Dă-i poverile tale lui Dumnezeu. Intrăm în rugăciune și dacă este cineva care simți că ai nevoie de rugăciune, simți că ai nevoie de mijlocire ca să scapi, ca să fie liberat, ca să ieși odată din subțejarul ăla din nofra al vieții tale în care ai bătătorit greul în tează atâta vreme, e vremea să-ți predai fricile lui Dumnezeu în seara asta prin credință, prin rugăciune, prin mijlocire. Intrăm în rugăciune în seara aceasta. Poate că ești îngrijorat și înfricoșat cu privire la multe lucruri. Dumnezeu este aici. Dumnezeu spune, aruncați asupra mea, aruncați asupra Lui, spune Petru, îngrijorările voastre, durerile voastre, fricile voastre, îndrăznesc să spun. Dați-le lui Dumnezeu în seara asta, pentru că El știe ce să facă cu ele. E vremea, ascultă-mă, să pleci din tabăra fricii. E vremea, e ultima ta noapte. Nu ai voie să stai nici o zi măcar, e ultima ta noapte în tabăra fricii. Și dacă ai nevoie, în rugăciune, intrăm cu toții, dar dacă ai nevoie specific de rugăciune în seara aceasta, noi suntem aici să ne rugăm pentru tine. Intrăm toată biserica în rugăciune. Lăudăm, ne închinăm Domnului, ne rugăm și proclamăm numele Domnului și spunem că frica nu mai stăpânește viața noastră, că frica nu ne mai domină, pentru că avem un Dumnezeu care este antidotul perfect pentru fricile noastre. În seara aceasta El este aici. În seara asta Domnul este aici. Ascultă-mă, vino cu frica de viitor, vino cu frica de alegeri, vino cu frica de rezultatele analizelor, vino cu frica legată de incertitudinele prin care treci, cu fricile pe care le-ai legate despre familia ta, cu frica legată de problemele tale, de complexele tale de inferioritate. Vino la Iisus Hristos în seara aceasta, pentru că trebuie să ne rugăm împreună, pentru că trebuie să mijlocim, pentru că trebuie să plece frica în numele lui Iisus Hristos. Intrăm cu toți în rugăciune și ne închinăm Domnului.